La acest anunț. Stimați cetățeni ai municipiului Chișinău, stimați reprezentanți ai presei, acum câteva zile eu am anunțat public despre intenția mea de a candida la funcția de primar al municipiului Chișinău. Motivația mea este simplă. Vreau să scoatem orașul din mâinile politicienilor și să-l transformăm într-un oraș al oamenilor și pentru oameni. Spun asta pentru că de-a lungul timpului politicienii au văzut și văd în primăria Chișinău și Consiliul Municipal Chișinău o platformă politică care să-i aducă în Parlament, la președinție sau în alte instituții ale statului. Chișinăul a fost ca o gară politică. Partidele și politicienii veneau aici doar pentru un timp, ori să-și rezolve interesele, ori ca să-și mai ridice ratingul și să meargă mai departe. De asta și problemele Chișinăului au fost ignorate, că noi astăzi să ajungem să trăim într-un oraș degradat, murdar, nesigur, plin de ambuteiaje și de probleme nerezolvate. Pentru că interesele de partid au fost mereu pe primul loc pentru toți acești oameni, iar interesele cetățenilor și comunităților, așa undeva, mai la urmă. Din când în când ne mai ungeau și ne mai ung ochii cu un teren de joacă, cu un parc amenajat, cu un havuz sau cu un troleibuz nou, dar esența problemelor nu se schimbă. Chișinăul s-a transformat în acești ani într-un dezastru urbanistic. Casa noastră, în care trăim cu toții, se dărâmă. Eu îmi doresc un Chișinău cu oportunități, confort și siguranță. Dar știu că tot ce mi-am propus nu poate fi realizat și nu pot să fac asta de unul singur. De asta am decis să formez o echipă de candidați pentru Consiliul Municipal Chișinău. Ca echipă avem o intenție clară: să depolitizăm Consiliul Municipal Chișinău. În CMC trebuie să fie oameni care deja lucrează pentru oraș și pentru cetățeni, nu politicieni care urmăresc doar interese politice și financiare. Oameni care știu, pot și vor să rezolve problemele acestui oraș. Profesioniști care de-a lungul timpului au demonstrat prin munca lor că țin la Chișinău și vor să-l transforme spre bine. Oameni neafiliați politic care au o profesie în spate, nu angajamente politice. Așa cum participarea în alegeri este imposibilă fără o platformă pe care să ne organizăm și să întrunim toate cerințele legale, ca să ne putem înregistra și participa în campania electorală, am dus negocieri cu mai multe partide pentru a identifica cine ne poate oferi această platformă. În discuțiile avute, mai multe formațiuni au venit cu condiții inacceptabile pentru noi. Unica formațiune care a acceptat propunerea noastră, fără a condiționa ceva, a fost Mișcarea Social-Politică Forța Nouă. Am prezentat echipa și prioritățile noastre pentru Chișinău, conducerii acestei formațiuni, iar Consiliul Politic al acestei formațiuni a acceptat să ne ofere platforma pentru o listă de candidați neafiliați politic. Finanțarea campaniei electorale va fi realizată din banii acumulați în fondul electoral din donații. În scurt timp vom lansa site-ul de campanie pe care toți simpatizanții și susținătorii mei și ai echipei mele vor putea face donații în fondul electoral. Mizăm pe suportul și ajutorul oamenilor care vor o schimbare adevărată în Chișinău. Astfel, eu și echipa mea vom candida pentru primăria și Consiliul Municipal Chișinău pe platforma Mișcării Social-Politice Forța Nouă cu statut de candidați neafiliați politic. În scurt timp vom depune la Consiliul Electoral de Circumscripție toate actele necesare pentru înregistrarea în cursa electorală. Viziunea noastră pentru Chișinău este una clară și realizabilă. Vrem un oraș
ce oferă oamenilor oportunități, confort și siguranță. Prin oportunități am în vedere posibilități de creare și dezvoltare a unor afaceri și de angajare. Chișinăul trebuie să fie prima opțiune de urbanizare a oamenilor din Moldova, nu Padova, Moscova sau Madrid. Moldovenii trebuie să aibă oportunități de muncă și creștere acasă, iar acasă înseamnă în primul rând în orașul și în municipiul Chișinău. Confortul înseamnă servicii urbane moderne, mobilitate, servicii sociale și spații publice calitative. Prin mobilitate am în vedere eliminarea ambuteiajelor și a torturii utilizării unui transport public haotic și periculos. Prin servicii sociale calitative am în vedere opțiuni moderne și simple pentru asigurarea familiilor cu grădinițe și școli. Oportunități universitare, servicii simple și rapide de eliberare a actelor permisive, acces la medicină eficientă. Iar spațiile publice trebuie să invite orășenii să savureze orașul. Un oraș sigur este un oraș în care lași copilul să meargă singur la școală. Asta implică o transformare radicală a infrastructurii rutiere, a transportului public și a felului în care ne comportăm în public. Un oraș sigur înseamnă aer curat, iar calitatea aerului nu se negociază. Un oraș sigur înseamnă servicii medicale, servicii de urgență și de pompieri care ajung rapid la chemare și rezolvă problemele profesionist. Un oraș sigur înseamnă un oraș bine iluminat, un oraș cu o viață socială activă, cu oameni care își cunosc vecinii și se respectă unii pe alții. Iar respectul față de noi vine cu respectul față de reguli. Un oraș sigur înseamnă un oraș cu o primărie care poate aplica legea în oraș, indiferent de statutul și poziția socială a celor care o încalcă. Aceasta este viziunea mea și a echipei mele pentru Chișinău. Primăria și Consiliul Municipal trebuie să fie locomotiva principală pentru schimbările și reformele necesare ca orașul să ofere oportunități, confort și siguranță. Facem apel la chișinăuieni și la cei din alte localități ale Republicii Moldova. Vă invităm să vă alăturați echipei noastre și să vă implicați în crearea unor primării care lucrează pentru cetățeni, nu pentru politicieni. În special ne adresăm oamenilor activi și implicați din suburbiile Chișinăului. Știm că primăriile și consiliile locale ale suburbiilor sunt la fel de politizate și departe de locuitori. De asta vă îndemnăm să vă alăturați echipei noastre și să candidați pe platforma noastră pentru funcțiile de primar și consilier în localitățile voastre cu statut de candidat neafiliat politic. Odată cu lansarea site-ului de campanie, vom publica programul și prioritățile noastre pentru Chișinău și vom lansa procesul de colectare a donațiilor pentru campania electorală. Vă mulțumim pentru suport și pentru mesajele de susținere și dorim succes tuturor în această campanie. Acum, dacă sunt anumite întrebări sau dacă vreți să discutați cu echipa. Nu cred că are sens să le numesc. Au fost mai multe, au fost mai mulți lideri politici care nu au putut depăși orgoliile sau interesele personale sau de partid. Noi nu îi acuzăm, doar spunem că condițiile pe care ni le-au propus nu s-au pleat pe ceea ce am vrut noi, pe cerințele și condițiile noastre. Condiția principală a fost ca niciun lider de partid și niciun membru de partid să nu candideze pe lista noastră. Condiția a fost să fie acceptat acest format, să fie acceptată posibilitatea ca eu, în calitate de candidat, să-mi creez echipa, iar partidul, mișcarea social-politică în cazul nostru, să ne ofere doar platformă ca să putem să ne înregistrăm în cursa electorală. Dar de ce nu v-ați înregistrat ca și candidat independent?
În primul rând pentru că este foarte puțin timp pentru colectarea semnăturilor. În al doilea rând, candidații independenți nu pot oferi o listă pentru Consiliul Municipal. Iar noi știm foarte bine că cea mai mare problemă în dezvoltarea orașului ține de politizarea excesivă a Consiliului Municipal. Ține de faptul că pe listele partidelor în Consiliul Municipal ajung oameni despre care nimeni nu știe nimic. Oameni care nu este clar care sunt prioritățile și viziunile lor pentru oraș. Și de asta, după alegeri, se întâmplă ceea ce se întâmplă de fiecare dată. Este o problemă despre care toți vorbesc, dar puțin știu cum în realitate trebuie soluționată. Noi vom prezenta separat, vom avea o prezentare publică pentru presă a programului nostru detalizat și o să vedeți măsuri clare și concrete care pot fi făcute și mai mult decât atât simple și fără mari costuri. Măsuri care ar putea contribui la scăderea și reducerea ambuteiajelor, la îmbunătățirea calității transportului public, la îmbunătățirea infrastructurii rutiere, la descongestionarea orașului. Și pe cine considerați cel mai important contractat cu data dumneavoastră? Nu am cel mai important sau cel mai puțin important contracandidat. După mine, toți candidații care vin de pe platforma unor partide politice reprezintă în primul rând partidul lor politic și interesele lor de partid. Și abia în al doilea rând cetățenii. Eu reprezint în primul rând cetățenii, eu reprezint echipa mea și eu reprezint interesele și problemele oamenilor și de asta eu cred că noi, și nu cred, dar sunt sigur, că noi vom ajunge în Consiliul Municipal și ne vom ocupa nu de interesele noastre de partid, pentru că noi nu avem un partid, ne vom ocupa de ceea ce ne doare, de ceea cu ce ne ocupăm și așa zi de zi. Da. În echipa lui am candidat pe listele platformei populare europene atunci pentru că domnul Oazul Nantoi mi s-a părut un candidat potrivit și am acceptat să fac parte din echipa domniei sale. Am contribuit cu cunoștințele mele la crearea programului și la organizarea campaniei electorale, însă nu am fost niciodată membru al Partidului Popular European, nu am colegi acolo, am obținut acum în ultima sută de metri a acestui Consiliu Municipal mandatul de consilier, însă așa cum nu a fost nicio ședință practic întreagă, nu am reușit nici măcar să lucrez cu colegii mei din Platforma Populară. Am o atitudine absolut ok față de ei, le doresc succes dacă vor candida în această campanie. Tot ce ține de viziunile mișcării social-politice Forța Nouă, de prioritățile lor, principiile și valorile pe care le împărtășesc, vă rog să discutați sau să întrebați liderii acestui partid. Noi am găsit puncte comune în viziunea noastră față de Chișinău. Noi nu avem, o viziune politică pentru guvernarea țării. Noi nu venim cu viziuni despre ce să facem în domeniile care nu țin de administrația publică locală. Noi nu am discutat despre guvernare și planuri de participare în campanii, în alte campanii electorale. Noi am stabilit că avem viziuni comune în ceea ce ține de depolitizarea Consiliului Municipal Chișinău, de soluționarea problemelor locuitorilor orașului și nu putem să vorbim în numele partidului. Haideți să acum să spunem două lucruri. Stația de evaluare de la Bucești,
După cum am zis, nu vreau să pierd, să, să prezint acum punctele din program. La general, eu vreau să vă spun că aceste două probleme au aceeași rădăcină, și anume corupția și interesele de grup și de partid ale oamenilor din primărie și din Consiliul Municipal. Nu vreau să deschid acum paranteze, cine, cum, de unde, dar dacă o să ridicați actele, o să vedeți cine sunt oamenii care conduc instituțiile respective, care gestionează aceste probleme, o să vedeți și rădăcinile acestei probleme și de ce ele nu au fost soluționate până acum. Noi le propunem chișinăuienilor să voteze pentru altceva. Noi le propunem chișinăuienilor să voteze pentru rezolvarea problemelor lor de zi cu zi. Nu știu dacă avem ce le spune în context geopolitic în aceste alegeri. Eu nu fac geopolitică, eu vreau să mă ocup de problemele orașului. Eu vreau să vă spun că nu există colaborare cu UE la nivel municipal, la nivel de autoritate locală. Colaborarea este necesară cu toată lumea și cu toate orașele care sunt deschise pentru colaborare. Noi avem și acum încheiate parteneriate și înfrățiri cu orașe românești. Și ce folos? Noi avem și acum relații și oameni care în fiecare zi pleacă la Moscova. Și ce folos? Cum contribuie asta la rezolvarea problemelor orășenilor? Geopolitica nu are absolut nicio treabă cu problemele cu care se confruntă chișinăuienii de zi cu zi. Aici este nevoie de cunoștință, de experiență și de management, de dorința de rezolvare a problemelor, nu de tergiversarea lor și folosirea lor în context politic sau geopolitic. Vom folosi noi. Eu sunt Victor Chironda. Ultimii 7 ani mă ocup de problemele orașului, monitorizez activitatea municipalității, autorităților locale, am inițiat o serie de proiecte și le-am dus la bun sfârșit, printre care și renovarea acestui scoar. În anul 2016 am plecat la studii de specializare în Uniunea Europeană, am făcut un master în studii urbane în Bruxelles, Viena, Copenhaga și Madrid și am decis să revin acasă ca să implementez ceea ce am învățat și am văzut acolo. Am decis să revin acasă ca să mobilizez și să-mi formez o echipă de oameni care gândesc la fel ca mine, care deja fac ceva în domeniile lor, în diferite probleme din oraș, să fie asta infrastructura pietonală, fie spațiile verzi, fie digitalizarea orașului sau problema câinilor fără stăpân. Avem oameni și avem organizații care se ocupă de aceste probleme în fiecare zi și fac mult mai mult pentru soluționarea acestor probleme decât oamenii care sunt plătiți și votați să o facă, decât primari, viceprimari, șefi de direcție și consilieri municipali. Și de asta eu vreau ca acești oameni să ajungă în Consiliul Municipal. Eu cred că suntem în condiții egale. Venim la cetățenii orașului și a municipiului și le cerem votul. Noi oferim cetățenilor posibilitatea să voteze o echipă apolitică care se va ocupa și va reprezenta interesele lor în Consiliul Municipal și în primărie. Oameni care știu, pot și vor să rezolve problemele orașului. Nu oameni care nimeresc pe lista de partid pur întâmplător sau reprezentând anumite organizații politice. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, vă mulțumesc mult și vă așteptăm la evenimentele noastre.